Ce fain, ți-ai făcut o casă. Hei, ce faci? Ți-ai făcut o colibă? În care stai numai tu? Ți-o place? Salutare, prieteni! Se împlinește un an de când mi-am luat albine și de-abia am așteptat să se termine iarna, să mă duc să văd cum o au supraviețuit peste iarnă. Eu sunt Daniel din Maramureș și de data asta mă laud cu cele trei familii mele de albine. Mă laud pentru că am început apicultura în anul 2023 fără să știu absolut nimic despre creșterea albinelor. Mie mi se părea o activitate simplă în care umbli în rame, umbli în familie, umbli în lăzi din când în când, să vezi câtă miere ai și când ai vreme o storci. Însă nu-i deloc așa. Pentru mine 2023 în apicultură s-a dovedit a fi un an extrem, extrem de greu, pentru că m-am lovit de toate problemele posibile. Toate problemele pe care eu le știu la momentul de față, însă sunt convins că sunt și altele pe care eu nu le știu. Dar am început cu două familii bune, pe care le-am cumpărat de la un prieten de aici din zonă și cochetam cu ideea de a cumpăra albine încă de acum vreo 3-4 ani, în care mă tot gândeam, măi, noi consumăm miere în familie destul de multă și ar fi bine să avem miere de calitate din gospodăria noastră, cât de greu poate să fie. Și după ce am întrebat-o pe soție în 2023 dacă ea consideră că ar fi o idee bună sau nu să ne luăm albine, ea mi-a zis ceva de genul: avem deja bivolițe, avem purcei, avem capre, avem o gospodărie, avem grădini, avem lucru destul. Și mi-a zis, nu cred că vei avea tu suficient timp să te ocupi și de albine. Bineînțeles, nici ea nu știa mai multe despre albine decât mine. Dar am considerat că, după atâta amânare, dacă nu le-aș fi luat atunci, probabil că nu le-aș mai fi luat deloc. Mai ales acum când văd prețul la care se vinde mierea, toți apicultorii se plâng de faptul că piața mierii a căzut în cap. Însă eu nu mi-am luat albine ca să fac avere din albine. Eu mi-am luat albine pentru că vreau să mănânc și îmi place să mănânc din ce produc eu. Andreea, nu știu pe unde a umblat astăzi, de mi-a dus niște căpșuni și așa pe opulență împrăștiem aici miere să putem mânca. Și chiar dacă acest an 2023 a fost o extraordinar de mare provocare pentru mine, nu-mi pare rău deloc. Ca să înțelegeți ce a însemnat provocarea asta, acele două familii, de când a început culesul salcâmului, au început să se pregătească de roit masiv. Am avut o grămadă de lucru cu botci. Aveau destul spațiu în ladă, erau pe 10 rame și magazia deasupra. Însă, având cules mult și eu știu, poate și eu fiind începător, degeaba mă uitam ramă cu ramă, că nu vedeam eu chiar toate bocile. Mi-era groază să scutur ramele, nici nu știam de unde să apucă. Mi-a intrat o familie în frigurile roitului. Lada au trebuit să scutur acolo. Până prin luna iulie, făcusem deja vreo 3 roiuri. Pe măsură ce ne-am apropiat de iarnă, mi-am dat seama că roiurile alea sunt destul de slăbuțe și am unificat familiei. Am pierdut măci, m-am învățat să identific măcile, încep să le văd mai bine, încep să văd alveola dacă e o oată sau nu. Încep să pricep un pic apicultura și cred că îmi place cel mai bine mierea din gospodăria mea. Nu cred că la momentul de față mă pot numi apicultor, dar pot să mă numesc un entuziast. Și sper ca video de astăzi și ce vă zic în acest video să vă încurajeze, dacă cochetați cu această idee de a avea miere din propria voastră gospodărie, sper că acest video să vă încurajeze să faceți pași înspre ce vă place și ce vă atrage. Însă nu va fi ușor. Apicultura e un domeniu dificil. După părerea mea, e mult mai dificil a lucra cu albine decât a crește un porc sau o capră sau o bivoliță. Și acum vă zic un secret. Datorită faptului că noi suntem și YouTuber și concentrați foarte tare pe gospodărie și pe a ne produce singur mâncarea, cred că albinele astea au fost o achiziție importantă și interesantă pentru mine.
m-a motivat să descoper noi frontiere, să învăț câte ceva, m-am interesat foarte mult, am tot căutat și sunt convins că domeniul ăsta al apicultură e unul în care fiecare apicultor e pentru sine. Văd că oamenii colaborează foarte bine și povestesc și se sfătuiesc, dar în esență, din ce am înțeles eu, cu toate că sunt niște reguli și niște riguri, pare că apicultura diferă un pic de la un apicultor la altul. Haideți să scurtăm un pic povestea asta cam lungă. Mi-am făcut o grămadă de notițe, ca orice începător, și o să continui să le țin. Am avut momente în care n-am avut matcă într-o familie și m-am tot căutat și m-am zbătut. Prietenul Gavrilă, care a venit să ne ajute la storsul mierii pentru prima dată, el mi-a adus o matcă la un moment dat. M-am trezit că mi-a omorât o familie de albine. După aia am mutat rame cu bot și așa mai departe. Dacă sunteți apicultori, știți despre ce vorbesc. M-am convins că ce-o fă mai greu o trecut. Am avut o iarnă extrem de ușoară și cel puțin pentru mine ca începător, ăsta e un lucru foarte îmbucurător. Nu o să mă bag să umblu în toate lăzile, că n-am numai 3, deci sunt extraordinar de multe. Și să știți că la mine la 3 lăzi mie mi-a luat o oră și ceva până mă lămuream eu ce acolo, până mă uitam unde-i matca, este puiet, este botcă, nu este botcă, mai ales în momentele în care aveam 10 rame în lada de jos. După estimarea mea, familia asta a consumat foarte puțină miere anul ăsta. În momentul ăsta i-am restrâns un pic cuibul și pe 5 rame. Dar am observat că matca asta a început să ponteze. Am așa de un lat de palmă pe vreo 3 fețe de ramă. Nu-i nevoie să-i bag miere, are păstură, are, ia uitați, 2 rame, câtă miere este pe ele. Astea nici nu l-au atins. Prea puțin. Și alea de acolo din cuib au coroniță toate. Deci astea le-am tras deoparte și pare să și aducă ele miere. Că este miere lichidă acolo, nu știu, nu mi-e clar însă. Nu mi-e foarte clar. Asta e starea lor acum. Am avut mai mult polistiren diafragme făcute, deși nu sunt făcute foarte bine. Anul ăsta o să fac și mai bune diafragme, dar văd că am ieșit cu bine. Nu mă mai bag în ele. 1, 2, 3, 4, 5 rame. De familia asta sunt foarte mulțumit. Și cred că am exagerat un pic eu cu rezerva de miere la ele, temându-mă să nu rămân fără. Am rămas mai degrabă în familie fără miere acum spre primăvară, că tot am făcut cadou familiei. Dar albinele au mâncare destulă. Sunt foarte curios de familia asta, care e o familie mai slăbuță și în partea de nord, un pic mai la umbră decât celelalte două familii. Când m-am uitat la ea acum 2 zile, nu începuse ponta, așa că i-am pus un pic de turtă proteică. Familia asta e doar pe 4 rame. I-am mai pus o ramă cu miere din coace de diafragmă și sunt curios dacă a început la ea. Are și miere și păstură. Văd că umblă albinele pe ea. Deși au și ele, toate cele 4 rame au coroniță. Nu o să mă bag iară să le deranjez, că a trecut cam puțin timp de cât am intrat prima dată anul ăsta la albine. Dar văd că albinele sunt la turta proteică și văd activitate bună, nu mă îngrijorează. Mă bucur să văd că albinele sunt bine, un pic poate cam slăbuțe după estimarea mea. Deși mâncare a fost, dar
lăzile astea sunt niște lăzi vechi primite de la prietenul Gavrilă. Le-am recondiționat, le-am vopsit un pic și în cazul ăsta n-am mai avut pătură de aia de pus pe deasupra și am pus un covor mai moale, împăturat și văd că le-a mers foarte bine. Dragilor apicultori și urmăritori deopotrivă, anul trecut am avut mari probleme cu viespii. Iespii de toate formele, găunii, tăunii, cum le zic, bongăii, cum le zice aici în zonă. Și m-am luptat cu ei, erau acolo într-un măr, un cuib fenomenal, fantastic de mare. Am tot lichidat din ei și am observat că mai ales viespii, viespii din alea normale, nu găuni mari, găseam tare mulți în familii. Familiile mele erau destul de bine dezvoltate, dar nu păreau să se apere suficient de puternic împotriva lor. Cum să scap eu de viespii aia? Nu puteți să-mi lăsați link-ul în comentarii pentru că am oprit distribuirea link-urilor prin comentarii la videoclipurile mele, dar o să vă rog să-mi scrieți la cine să caut, la care dintre apicultori, pentru că cred că am o problemă destul de serioasă cu viespii. S-ar putea chiar și viespii să-mi fie omorât din măci, că am pierdut vreo 3 măci din 2 familii și vreo 3 roiuri. Însă, concluzia acestui video este că am ieșit cu bine din iarnă, cu 3 familii potrivite, zic eu, 4-5 rame și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce aduce anul ăsta. Noi avem o zonă bună, o zonă foarte potrivită și foarte fertilă pentru apicultură, pentru că avem în zonă salcâmi, avem alungi, avem răchiți, avem pom fructifer mulți, avem și niște tei, floarea soarelui nu avem. Și asta o să încerc să caut pe când va fi cultura de floarea soarelui de cules. Dar până atunci aștept sfaturile voastre în comentarii. Ia uite ce avem noi aici. Bogăție. Cum se numesc astea? Sigur, au denumiri diferite în diverse zone ale țării, dar la noi îi zice vaca Domnului. Spuneți-mi dacă îți bune de ceva. Spuneți-ne ce înseamnă atâta abundență de vaca Domnului. Sunt curios, ce știți voi de vaca Domnului? Ce face insecta asta? Că noi le vedem multe în jurul nostru. Le vedem foarte multe prin zona asta. Și pentru mine înseamnă că e un habitat bun, cel puțin nedăunător pentru ele. Dragilor, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Eventual, dacă vreți să ne ajutați în lupta cu algoritmul, lăsați un like în partea de jos. Aștept și voi citi cu interes comentariile voastre. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă salut și ne vedem data viitoare.